Bună, dragilor, suntem la Oamenii Cetății, podcastul găzduit de revista municipiul-târgoviște.ro. Altă ediție, alt invitat, alt prieten. Astăzi povestim povești din trecut și din viitor cu domnul doctor, profesor, Tomiță Ciulei. Bună, bine Tibi! Bine v-am găsit! Rămânem pe Tibi! Bine v-am găsit, rămânem pe Tibi, da. Da. Deși chiar vreau să propun la început, ți-am și spus să ne spui cum, de ce te cheamă Tomiță, că așa te cheamă Tomiță Ciulei. Ca să destinem atmosfera. Da, e o poveste haioasă, oarecum haioasă, ține de niște obiceiuri din astea foarte împământenite așa la români, în care pe vremuri, acum 1000 de ani când ne nășteam noi, cânașii aveau pretenția de a le fi purtat numele de către finci. Pe nașul meu îl chema Tomiță. Și ai mei, niște spirite din astea mai libertine, așa, au încercat să-l convingă cum că ei vreau să mă cheme Tiberiu. Și se vede treaba că n-au ajuns la o înțelegere și în acte sunt Tomiță, în schimb ai mei mi-au zis întotdeauna Tibi. Au spus, bine, îl botezăm Tomiță ca așa vrei tu, dar el pe el va chema Tibi pentru că noi în casă. Și așa mă știu și prietenii și colegii și aproape toată lumea, de Tomiță în acte. Da, și că pe mine mă cheamă Crina. Nu din cauza nașilor, din cauza nașilor mă cheamă și Elena, pentru că era Elena Nașa, dar mă cheamă Crina pentru că, nu m-ai întrebat, dar spun, asta este. Bunicul, tatălui meu, bunicul din partea tatălui, a lucrat la CFR foarte multă vreme în construcție, dar făcea și sobe. Și a fost el odată, noi suntem de la Breaza, din Prahova, și a fost el odată în Argeș și a făcut cuiva o sobă. Și oamenii din Argeș aveau o fată pe care o chema Crina. Uh-huh. Și când s-a întors el acasă, a zis așa: dacă este fată și nu o cheamă Crina, n-aveți ce să mai vorbiți cu mine. Deci nu, pentru că până la facultate, la Alba Iulia, unde am avut o colegă, Crina, eu n-am întâlnit pe nimeni altcineva cu numele de Crina. Uh-huh. Nici în școală, nici în liceul Grigorescu la Câmpina, un liceu mare cu sute de elevi, nu. Deci nu mai era nimeni altcineva numit Crina. Cristina, derivatele. Abia la facultate, chiar în an cu mine, am avut o colegă, adică a fost o colegă pe care o chema Crina. Eram două Crine în anul ăla. La mine facultatea a fost foarte și mai distractivă așa, pentru că eram singurul târgoviștean care studia la Iași. Iași era ca centru universitar foarte popular de transilvaneni. Zona Bistrița, Târgu Mureș, moldovenii din Botoșani, așa, ori din Târgoviște era wow, adică chiar nu. Și decanul facultății, Dumnezeu să-l odinească, academicianul Dima, care ulterior mi-a fost și îndrumător, mi-a zis Târgoviște. De la bun început, din primul an, a zis, ce faci Târgoviște? Târgoviște mi-a rămas numele, deci în facultate eram profesorul meu de Târgoviște și de Târgoviște. De ce te-ai dus la Iași? Că eu știu că, adică eu m-am dus, de exemplu, la Alba Iulia de la Breaza. Știu de ce, că așa am vrut eu. Crina, dar de ce te-ai dus la Iași? E o chestie foarte interesantă, pentru că eu am descoperit filozofia la un moment dat prin clasa 10-a. Și știam sigur că asta e facultatea pe care vreau să o fac, deși ai mei își doreau foarte mult să fac dreptul. Am și dat la drept la București, am și intrat la drept la București și am renunțat după un an pentru că nu mă simțeam în apele mele. Ori în perioada aceea, vorbim de 89-90, fiecare școală academică românească avea o structură foarte bine formată, adică te duceai la litere la Iași, știai foarte bine că vei studia după gramatica lui Coteanu. Mergeai la litere la București, deja discutai despre gramatica Academiei alte. Școala de filozofie de la București era o școală și este o școală orientată mai mult către gândirea continentală. Logică matematică, vezi rectorul universității, profesorul Dumitru, care a format o școală de logică extraordinară la București. Iașu, grație unor profesori grozavi, avea mai mult o înclinație către hermeneutică, spre interpretare, filozofie creștină. Hai să spunem un soi de subiectivism, așa, o filozofie care încerca să se elibereze de așa. Și am fost încântat de câteva cărți ale profesorilor de la Iași pe care le citisem înainte de facultate. Și am zis, ok, eu vreau să merg la Iași pentru a cunoaște pe profesorul Afloroaie, pentru a cunoaște pe profesorul Ghideanu. Adică m-am dus pentru profesorii de la Iași.
Deci la Iași m-am dus pentru profesorii de acolo și care ulterior mi-au confirmat că n-am făcut o alegere greșită. Asta nu înseamnă că Bucureștiul n-ar fi fost o alegere, dar nu știu, am vrut Iași. A fost o dragoste la prima vedere. Am ajuns prima dată în Iași, am urcat scările de la Râpa Galbenă și am zis, wow, ăsta e orașul studenției mele. Da, oricum e un loc fascinant până la urmă. Este un oraș minunat. Ce vreau să întreb atunci când zici tu, când eram noi, pe la început, când ne hotăram să... De exemplu, eu am făcut arheologie, deși știam că nu o să profesez niciodată, dar am vrut să fac ceva ce îmi plăcea foarte mult și m-am dus să fac la Alba Iulia pentru că toată lumea spunea că Ardelul este altceva și, într-adevăr, este altceva. Dar când erai tu în liceu și ai zis, măi, eu mă fac filozof, cum proiectai viitorul ăsta? Ce însemna pentru un licean să vrea să se facă filozof? Aveai vreo proiecție de viitor sau pur și simplu îți plăcea ca mie? Plăcea asta și asta vreau să fac? Atât. Nici nu știam. Nici nu te gândeai ce, nici nu mă dacă gândeam, ai să trăiești cumva din meseria asta. A fost o chestie grozavă. În anul 2, la orar, la un moment dat, a apărut un curs de pedagogie și un curs de metodica predării. Și noi, studenții foarte uimiți, așa, l-am întrebat pe decan. Ce-s cu disciplinele astea? Că noi nu ne pregătim. Și zice, băi, știu că toți ați venit aici cu gândul de a fi vreodată ceva. Dacă însă școala asta va da vreun filozof autentic în 200 de generații, este un lucru extraordinar. Voi vă veți pregăti să fiți profesor de filozofie. Și atunci am zis, băi, stai așa, că asta e o profesie până la urmă. Asta e o profesie să mergi să predai. Deci, la modul ăsta, ai mare dreptate, nu, nici vorbă, nu. Știam că în liceu ceea ce îmi doream foarte mult să fac era teatru. Doream foarte mult să fac teatru. Dar așa cum știi, pe vremea lui Ceaușescu, admiterea la teatru la București era o nebunie. Și nici acum nu e departe de... Cred că nici acum, dar atunci erau 3-4 locuri la actorie, 2 locuri la regie, trebuia să faci pregătiri cu Dem Rădulescu, cu Florin Piersic, adică erau niște... Da, da. No. Și am renunțat, dar actoria a fost o... Dar chiar am citit de curând o carte a lui Mălai Mare despre cum a ajuns el să... fi actor, deși nu i-a dat nimeni mari șanse datorită și accentului moldovene și multe lucruri. Și chiar mi-a venit în minte ceea ce spui tu. Era o nebunie atunci să faci. Șansele erau... Dar și acum am înțeles că... Adică e, și cred că ține de noroc, ține și de profesorii care te pregătești da, să da. Te cunoască dincolo de cele câteva minute în care încerci tu să-i dai pe spate acolo la examenul. Și de... plus că este o meserie care... în care a început să se intre la un moment dat și fără studii de specialitate și sunt aici și la Hollywood. Alte și la Hollywood, da. Avem exemple de actori mari care n-au studii de specialitate. Ai noștri, Jean Constantin n-a făcut niciodată teatru. Foarte mulți dintre mari actori nu au făcut au neapărat un studiu la bază. Cred că și ei se pregătesc tot să predea mai departe, mai degrabă decât să joace pe scenă. Și deja în Constantin știu sigur că citise undeva că n-a făcut studii și era un talent pur. Da. Un talent neșlefuit. Cum era Iașul studenției tale? Ia zine așa, mergi un pic pe străzile alea și zine cum era. Ca să zic așa, umbli la coarda sensibilă pentru că... Așa de prima. Da, Iașul este aparte. Iașul este aparte pentru că este un oraș care respiră cultură. Respiră într-un alt mod cultura decât așa cum o respiră Bucureștiul. Este mult mai cosmopolit, mult mai patriarhal Iașul. Asta ar fi definiția pe care aș da-o Iașului ca oraș cultural. Oamenii se știu foarte bine între ei, se cunosc foarte bine între ei, își cunosc lecturile, își cunosc preocupările. Iar perioada în care eu am făcut studenția, neexistând televiziune, radiourile, poate să vorbim, abia a apărut în 92, am luat contactul cu primul post de radio acolo. Și erau foarte multe întâlniri între studenți și profesori, informale, dincolo de cursuri, dincolo de programa școlară. Adică, în exemplu, în săptămâna mare, în fiecare săptămână a Paștelui, în săptămâna mare, erau la Casa de Cultură a Studenților niște întâlniri în care se discutau în fiecare zi, seara, da? Se discutau anumite chestiuni care țineau de teologie.
Și cine crezi că era la pupitru, în masă, la masă? Sala fiind plină cu 1000 și ceva de studenți, stătea pe geamuri, peste tot. Părintele Galeriu, părintele Daniel, actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe, era la momentul acela decanul Facultății de Teologie, Wilhelm Danke, decanul Facultății de Teologie Catolică, profesorul Afloroi, profesor de hermeneutică la Facultatea de Filozofie la mine, și se discuta în sală. Și problema, îmi dau aminte acum, o discuție excepțională cu părintele Galeriu, s-a discutat despre timpul dumnezeirii, permanentul azi. Și asta era, și asta făceam noi studenții, și pomul mergeam și stăteam. Dar nu înseamnă că nu ne și distram, că nu mergeam și la o bere. Dar era, adică, eu știu când s-a tradus la un moment dat Alain Besançon originile intelectuale ale leninismului și s-a aflat că va fi adusă cartea la librăria Humanitas, aflată undeva lângă Hotelul Unirea, la parter acolo, la ora 4 eram studenții la coadă ca să ne luăm această lucrare pe care o doream, o știam, era o lucrare care arunca un alt soi de lumină asupra marxist-leninismului, nu așa cum îl știusem noi din perioada de până în 89, și fusese una dintre cărțile aflate la index pe vremea lui Ceaușescu, nu aveai voie să citești așa ceva, sau dacă o citeai aveai probleme mari în carieră. Și cam asta era atmosfera, cam asta era atmosfera. Pe de altă parte eram foarte activi, adică în momentul în care Radu Berceanu, cred că era ministru al transporturilor, a venit și ne-a scumpit biletele la tren cu vreo 10 lei, nu că am fi mers cu trenul noi foarte mult cu bilete, era nașul stăpânul nostru, s-a ieșit în stradă și am ieșit în stradă 60.000 de studenți, deci nu unul, doi, adică noi schimbam acolo un guvern, dacă vroiam, am colegi care sunt parlamentari, au făcut carieră în politică după aceea, au fost în Liga Studenților. Dar era o viață studențească activă, căutai reviste studențești la care să publici și era când ți se publica un articol într-o revistă studențească și un profesor accepta articolul tău, zicea, da, era un lucru grozav. Ca și distracție, erau cluburile clasice, atmosfera, știi cum, pentru care plecai de acasă la un moment dat, că era declarația ta de independență față de părinți. Nu mai trebuia să fii la 10 acasă, puteai și tu să stai până la 4, la 5, așa. Și o chestie foarte faină de care mi-aduc aminte și mă uit acum la studenții mei și îmi dau seama că nu mai este așa. Măi, între noi nu există o diferență. Noi toți avem aceleași haine, fumam aproximativ toți aceleași țigări. Nu exista această, cum să spun, separarea, această segregare a oamenilor între cei cu bani și cei fără bani. Nu, toți aveam aceeași bonus, cam toți eram plus unul care avea. Exista grupul studenților din Grecia și grupul studenților din țările arabe care veneau la studiu medicinei și care, băi, știam, toată lumea știa, era altă discuție, nu aveam treabă cu ei, dar noi, studenții români, aveam cu toții aproape, trăiam din bursă, mergeam la cantină, mâncam la cantină, mergeam la aceleași biblioteci, mergeam cu același tramvai, cu același troleibuz. Târziu, către 95-96, au început să apară, nu avea nimeni mașină. Doamne iartă, ce poziște, nu avea nimeni. Și am senzația că am făcut facultatea împreună. Da, păi astea-s vremurile. Deci, da. Exact, cam genul ăsta de amintiri le-am, da, și eu. Da, da. Cum zici tu, aveam unde mâncare, avea toată lumea în cămin. Da, da, da. Stăteam la bibliotecă. Sigur. Viața de cămin. Bibliotecă. Într-adevăr, cum zici tu, avem o relație și personală, dar care se oprea la ușa amfiteatrului sau sălii unde aveai, da, cursul. Sigur. Adică după ce ieșai în curs, îți ziceai pe nume, erai prieten, intrai înăuntru. Sigur. Da, da, da. Nu te mai cunoșteai unul cu altul, erai profesor. Dar cred că asta e cea mai mare pierdere pe care o are în ziua de astăzi mediul universitar. Dincolo de faptul că sunt și acum studenți foarte buni care învață, unii mai învață, că și la noi eram, unii învățam, unii nu, că nu, sigur, eram niște elite toți. Dar era o viață, erau 4 ani în care erai student și viața aia de student era o etapă din viața ta, da, și avea regulile ei și se desfășura, da, după un anumit tipar care nu mai există. Da. Asta, da, observ și eu. Da. Nu știu, s-a întâmplat ceva cu calitatea de student, din, exact, punctul meu de vedere. Calitatea,
Pentru că și lucrul acesta l-a remarcat, cred, acum 2 ani sau 3 ani, când a fost prima dată după vreo 15 ani și ultima când am călcat în Costinești. Și mi-am adus aminte de Costineștiul studenției mele, care arăta într-un fel, știu ce muzică se asculta acolo, știu ce discuții se purtau acolo, ce... era studențimea română, mergea în Costinești. Am fost acum și am văzut același Costinești pe care îl știam și care nu mai semăna deloc cu ceea ce mi-am amintit eu din facultate. Nu. Nu. Și am zis, băi, e ceva, e un semn. Dacă... Bine, acum înțeleg că studenții mei s-au mutat în Vamă și se stă pe acolo, da, sau în 2 mai, dar nu. Mi-a dat seama cumva, cum zici tu, a fost ultima dată când am fost la Alba Iulia, orașul care a fost orașul studenției noastre și nici, adică, na, universitatea este în cetate. Nici cetatea nu mai era la fel, nici studenții, nici, deci nimic. Da, nu, ceva s-a adică lucrurile, da, s-au schimbat și nu cred că nici studenții nu mai pleacă de acasă să facă facultate. Pentru aia 4 ani de studenție în care să și acumulești ceva, să faci ce îți place, să acumulești ceva. Majoritatea dintre ei au fost acum și mai au un job și nu își dedică foarte mult timp neapărat în sesiune acolo să treacă de... A apărut acest imperativ al banilor, le spun mereu studenților mei, băi, nu mai lucrați. Știu că poate sunt probleme și poate aveți 3 ani la dispoziție, eu zic mereu 5, pentru că e important și acel program de master, este foarte important programul de master, foarte mulți angajatori au început să nu mai angajeze doar pe programul de licență, deși legea îți permite ca la sfârșitul celor 3 ani să poți cum să spune, să poți aplica pentru un job. Aveți 3 ani la dispoziție în care nu aveți nimic altceva de făcut decât să citiți, să vă perfecționați și să creșteți. Apoi, viața vă va lua de așa manieră încât nu veți mai avea timp. Nu veți mai avea niciodată timp să citiți și să reveniți. Spuneți, lăsați că voi face o altă dată. Nu. Te vor lua necazurile vieții, copiii, familie, casă, obligații, servicii. Nu vei mai avea timp, vei descoperi că nu mai ai timp să citești literatura de specialitate a meseriei tale. Nu mai vorbim de beletristică, să te destinzi. Nu vei mai avea timp. Efectiv, timpul s-a comprimat. Nu mai e... Ne ducem viața între 2 mașini, între 3 schimbătoare de viteze și... E cumplit. Iar ei nu... Dacă și acești 3 ani de la 18 ani până la 24 de ani, 5-6 ani în care te poți construi ca profesionist, nu profiți de ei, nu știu, eu zic că drumul nu-i bun. Eu zic că întâi ca om. Ăștia 3 ani, sigur. Pentru că anii era destul, mă raportez la mine totdeauna. Eu am prieteni din facultate, deci am terminat facultatea de mult, cu care ne întâlnim periodic. Noi am făcut la Alba Iulia, dar avem o grupare, zicem, supranumită școala Alba Iuliană, Aripa București. Au fost mai ardeleni, au fost mulți din toată țara acolo și ne întâlnim periodic la petreceri. Ultima a fost în februarie, ultima petrecere. Pentru că anii de facultate pe care i-am făcut noi au fost întâi despre noi ca oameni și după aia despre meserie. Sigur. Pentru că din toți cei care suntem acolo, puțin profesează pe... Arheologie, noi suntem arheologi pe, pe diplomă. Da, da. Puțin fac arheologie. Sunt câțiva dintre ei restauratori. De exemplu, colegul nostru care a lucrat la restaurare în Parcul Mitropoliei este colegul meu, Dan. Mm-hmm. Cel care a lucrat aici. Sunt care și lucrează în domeniu. Dar am rămas prieteni. Și poate mult spus cu unii prieteni, dar am rămas în niște relații. Ne mai căutăm, dacă ajungem într-un oraș sau altul, dăm un telefon, vedem pe unde sunt. Cred că asta s-a pierdut în primul rând. Da. Datorită, cum ai spus tu, Goanei, imediat după ban, nu mai se leagă prieteniile alea, da. Coeziunea aia de grup, în care, da, mă, nu știu, aveam... Sigur. Tot, aveam 10 lei și puneam și făceam supăr aplic pentru tot palierul, sigur, de cămin. Și se împărțea... Da, cu vegeta și cu... Mai spun fetei mele câteodată, câtă supăr aplic, supă am făcut noi de vegeta. Păi cum supă de vegeta? Păi uite așa, cu delicat și cu tăiței. Și aia era supa. Mamă, și încă era uneori delicatesă când rămâneau numai slănină, că ardenele aveau mereu slănină. Asta s-a pierdut cumva și cred că este...
cred că e o pierdere tot și recuperabilă. Da. A fost și cred că voi ați simțit-o mai mult decât o văd din afară și această perioadă de pandemie cu online, da, care cred că a pus o, da, o, da, un bolovan de gât mai mult decât. Da, pentru că studenția... Stai puțin că s-a întors ceva. Ce? A, se închide geamul, că se aude. A, se aude... Da. Se aude, se aude de... Adică se închide geamul. Gata? Vreau zici când dăm drumul. Da, pentru că studenția nu este doar despre acumularea de cunoștințe. Nu. Ci este și despre modele, da? Acele întâlniri despre care Constantin Noica vorbea la un moment dat. Sunt oameni cu care te-ai întâlnit la un moment dat în mod providențial în viață și fără să-ți dai seama, ți-au schimbat cursul vieții. Dacă ai sta acum și ai gândi a posteriori, așa, și te gândești, băi, dacă nu m-aș fi întâlnit cu profesorul cu tare, mi-aș fi dus drumul pe zona asta sau mi-aș fi dus drumul pe zona asta. Să-ți dai seama că sunt niște întâlniri providențiale în viață care au determinat. Ori asta ține de un anumit context, de o anumită, hai să spunem, paradigmă de gândire și paradigmă existențială până la urmă, știi? Viața de student înseamnă mai mult, înseamnă și... deschiderea de orizonturi, sunt preocupări pe care nu le aveai înainte, pe care le descoperi. E vorba și de o anumită abilitate socială pe care o ai. Și aici ajung la ceea ce tu spuneai, la pandemie. Este o mare problemă pentru că eu văd acum termină anul 3, studenții de la anul 3, pe toate specializările. Sunt cei care au prins doar anul 1, jumătate la școală, jumătate în online, anul 2 tot în online și anul 3 jumătate mixt, că a fost sfârșitul pandemiei și acum sunt la școală. Și sunt probleme în a comunica cu ei, în a mai... Sunt probleme. Este o generație cu probleme și care nu știu cum vor face față în piața muncii. Pentru că despre asta e problema. Cumva resimt tot tristețe pentru generațiile acestea, pentru că eu mă gândesc totdeauna la facultate ca la niște, o perioadă foarte, foarte frumoasă. Deci eu, de exemplu, știam că nu o să fiu niciodată arheolog, pentru că nu știam că nu o să fiu arheolog, nu știam că o să fiu altceva, dar nu știam clar că nu o să fiu arheolog și am făcut asta pentru că plăcea, mi-a plăcut și a fost mai, puteam să fac 100 de facultăți în care să profesez, nu mi-ar fi folosit pentru mine ca om mai mult decât asta. Dar mă raportez întotdeauna ca la o perioadă extraordinară. Am făcut un master, deși știam că nu o să profesez, că nu mă puteam rupe de acolo. Și nici eu și toți, ne-am făcut aproape tot anul master. Dar nu pentru că... Dar pe vremea aia master nu era ca acum, aproape că erau 4 ani cu 2, cu 1 jumate de fapt. Acum e cu totul altceva. Acum e practic, merg cumva împreună, nu mai merge... Da, avea caracter post-universitar. Atunci avea, da, un caracter post-universitar, să ducea acum cine este universitar. Dorea, cine... Păi ne-am dorit toți, dar nu pentru că ne gândeam, vai, ce o să facem noi, o să fim doctori. Unii dintre colegii mei sunt doctori, eu nu am mers mai departe. Nu ne puteam rupe din lumea aia. Deci eram acolo, era viața noastră, nu puteam să ne rupem. Când pleci, așa că de greu am plecat de acasă la facultate să ne rupem de familie, de asta, nu ne puteam rupe de acolo, era ca o familie. Uite, asta e o chestie, mereu m-am gândit pentru Diana, pentru fata mea care că acum anul ăsta trece clasa 11, nu știu, baftă, cum să o determin sau cum să ajungă într-un loc în care să aibă experiența asta a universității adevărate, în care să aibă, să citească, să aibă prieteni, să facă și tâmpenii, să facă și lucruri bune, dar să-i rămână ceva, cum să ne raportăm noi la școala Alba Iuliana Aripa București, da, că suntem toți bătrâni cu copii, dar... Noi când ne întâlnim tot cu mintea de la facultate. Eu zic că tot orașele, hai să spunem provinciale, pentru că în afara Bucureștiului tot e provincie, da? Au farmecul acesta de, adică mă gândesc la Universitatea Transilvania din Brașov, Sibiu, Blaga, Alba Iulia, 1 decembrie, Suceava, zile trecute ne-am văzut cu rectorul de la Suceava și deseori merg la Ștefan cel Mare la Suceava, la universitate. Sunt orașele mici, Târgoviștea, orașele mici parcă au păstrat puțin mai mult din acest... Orașele mari s-a diluat povestea asta, adică sunt și foarte mulți studenți, nu mai sunt cum... Generația mea, noi am fost 15 locuri la admitere.
Eu mi-aduc aminte când s-a întâmplat lucrul acesta și a fost una dintre marile noastre denumeriri. Cred că se întâmpla în 94, cred, nu știu exact, 94, 95, 96, zona aceea. La avizierul facultății ne-am dus și noi să vedem mediile cu care se mai intră la facultate. Noi știm că erau mediile înalte. Hai să vedem cu cât se mai intră la facultate. Și acolo la facultate am văzut două liste. Listă cu taxă și listă fără taxă. Noi ne-am uitat foarte ciudat așa și la discuțiile, exact ce spuneai tu, foarte bun prieten cu... Noi luam cărți cu împrumut de la profesorii noștri. Aveam profesori care veneau cu sandvișuri la școală, la examen. Când aveam câte un examen oral care dura 5, 6, 7, 8, 10 ore. Și am avut examen oral de 10 ore, care a durat 10 ore. Da? Veneau cu sandvișuri. Cu căință de cafea și veneam acolo. Și m-a întrebat pe domnul profesor, domnul, cum adică locul cu taxă? Și zice, băi, nu știu, uite, să iei o lege, au venit la 15 locuri cu taxă, mai avem 5 cu taxă. Păi nu, da, la fără taxă, dar ce înseamnă cu taxă? Ce, vin cu bani. Păi, cum să vii cu bani de acasă să răsplătești facultatea? Adică eram siderați, deci noi nu înțelegeam conceptul. Cum? Care trăiai din bursă și bursa aceea, mă rog, îți ajungea binișor, cu ce mai trimiteau părinții de acasă, erai Da, cu acolo. cantină, Da, cu erai prieteni, acolo, cu... erai acolo, erai cât Nu să... îți permiteai mare lucru, dar Da, era poate erai mai student, bine, erai că nu, student, da, erai student, că nu îți erai permiteai student. decât atât. Erai student. Și uite, eu din banii de bursă am strâns banii pe trei burse. Pe trei burse știam, aveam prieteni unguri din Miercurea Ciuc, Cortos Levente, este profesor la universitate la Budapesta. Și ne-a zis, zice, băi, în iulie vine Metallica la Budapesta. Mergeți cu mine, știu limba, nu știu ce. Și am făcut, deci din bursa aia de student și din ce mai intrimetoare ai mei, mi-am permis să merg la un concert cu Metallica, a fost primul meu concert cu o trupă mare în afara țării, în 94, nu cred că am închis gura o 2 ore. N-am crezut că așa ceva există. N-am crezut că există un asemenea concert. Și deci, trăiai din bănuția, nu era nevoie nici să muncești, nici să faci lucruri Pentru că erau și extravagante. altele, să spunem că Cheltuielile. noi, nu cheltuielile, ne organizam altfel nevoile. Da, Asta am vrut să spun. aveam alte priorități. Aveam altfel, ne organizam Sigur, sigur, sigur. nevoile pe Da. care. Și plus, cum ai spus tu, toți eram la fel. Nici nu simțeam nevoia să. Nu știu, să facem nu știu ce față de colegii noștri, pentru că toți eram cam acolo, toți ne băteam pe Și nu era această, gogoșile cu nu era această varză. nebunie a confortului Da, și a eram afirmatului. toți în cămin sau Da. cine n-avea noroc și nu mai avea loc în cămin se ducea în gază, dar nu era o chestie ca acum să stai la, să ții un apartament. A Nu, cine nu, stă la nu. apartament era ăla care săracul avea ghinion, ăla Mi se care, pare o studenție ratată. da, ăla care avea noroc. Prindea un loc pe unde, pe neunde, în cămin. Deci, ăia, cei fără săraci, fără noroc, care nu reușeau deloc să ajungă în cămine, se duceau în Este. apartamente sau închiriau gazdă. Dar nici noi nu eram atât de să spun, înnebuniți după confortul ăsta. În anul 2, cred, am câștigat o bursă, loc, în tabără, la Costinești. Și de asta spuneam că era ultima oară când am fost în Costinești. Și s-a auzit în an că am luat locul. Și evident, dimineață în gară era toată grupa cu mine. Păi mă, voi, nu e cu tine. Vedem Păi și noi. avem un bilet. Păi nu știu, facem blatul. Și aia a fost. Când am ajuns și am stat în căsuțele alea de lemn din Costinești, De vestitele Costinești. așa, Am stat și odată care acolo, aveau mulți două ani în urmă. locuri, care aveau două locuri și în care noi am dormit șase. Și dimineața a venit paznicul și a zis, băi, eu știu că se face blatul, dar lămuriți-mă și pe mine, cum dormiți voi șase în chestia asta? Și a zis, doi în pat, doi între patru, doi în pat și doi afară pe terasă și face cu schimburi. Nu fel de problemă. Și stăteai o săptămână la mare, ba, chiar să termina tabăra, tot mai stăteai încă 2 săptămâni. Dar evident, în condițiile acelea, adică bere băută și împărțită între 3-4, dar veneai bronzat, vesel și bucuros că ai fost, nu trebuia neapărat să... Da, erau niște amintiri de povestit. Le spui vreodată studenților tăi, pe care acum le povestești lucrurile astea? Nu. Nu. Nu pentru că eu am povestea asta de a fi un mai riguros, așa,
Nu prea mă dau la povești cu studenții mei. Da, Nu. pentru că nici nu aveți unde, presupun. Când mai stăm, când m-am întâlnit cu ei la cursul festiv, când și dacă pot să aduc discuția despre ceva ca un exemplu, le aduc. Da. Le spuneam, de exemplu, că în universitate, în Iași, era un obicei, este încă, îmi spun colegii mei de acolo că încă mai este, se puneau afișe la un moment dat și un profesor conferenția despre un subiect. Fără a fi invitată vreo facultate, pur și simplu. Băi, se umpleau amfiteatrele. Deci eu am fost la un curs al profesorului Ciupitu, am văzut un afiș acolo, scria, era istoria romanului modern de la Dostoevski la Kundera. Ținut în amfiteatrul Facultății de Litere, evident, era chiar lângă Facultatea de Filozofie. Și când am ajuns acolo l-am văzut și l-am și cunoscut pe Traian Ungureanu, el era anul 4 la istorie, era mai mare, că amfiteatrul Facultății de Istorie este chiar lângă celălalt de filozofie și literele erau sub noi. Și se țineau și mergeai la conferință, am fost la conferință de fizică atomică, deși mă uitam ca curca în lemne, nu pricepeam nimic, dar îmi plăcea modul în care omulețul ăla explica povestea de fizică cuantică și cum ducea. Și se mergea acolo. Și asta le spun studenților, le povestesc studenților, dar partea Pentru că nici de... nu cred că e o relație cum am fost noi cu profesorii noștri. Nu Nu, cred pentru că, că sunt pentru că, foarte și sunt foarte mult. Gândește-te că, de exemplu, la drept da, am asta 150 spun, de da. studenți. Cred că, vezi, aici s-a pierdut lucrul ăsta. Da. Știu că și noi avem o relație foarte bună. Aveam chiar, mi-a să aminte acum cu amfiteatrele și cu anunțul. Pe finalul, în final de an, aveam un preparator universitar care acum este profesor la un Ciută. Și i-am dat, aveam scris, întotdeauna scria cursul ce se ține în clasa C3, nu știu ce, erau tot timpul cu niște litere sau cu niște cifre. Și era aproape de final și aveam unde făcut ceva și am lăsat și noi pe ușa acolo că cursul, nu știu ce, se ține la B, punct, A, punct, R, punct. La Știi? bar, Da. la bar. Și ne-am dus acolo și a venit după noi. Dar nu s-a supărat, era pe final. Adică s-a prins de șmecheria vâncica, adică am știut unde să mă găsesc, ce Da. credeți că nu știu. Adică erau și momente de genul ăsta, dar pentru că ne cunoșteam și ne... Era, cum spuneam, eram puțin, Da, mergeam... evit să le povestesc lucrul acesta și pentru că ei nu mai au reprezentarea a ceea ce eu le Da. povestesc și atunci fie apar desuet, fie Da. apar demodat, fie puțin așa și nu, decât să, știi cum e, decât să Da. schimbe părerea mea despre tine, mai bine nu mai povestești. Pentru că îmi dau seama, e foarte greu ca unui tânăr din ziua de astăzi, cu provocările la care ei sunt supuși, să-i povestești că tu îi scriai iubitei tale pe care ai cunoscut-o la Costine, să spunem, și care era studentă la Cluj, la litere, îi scriai o scrisoare și așteptai o săptămână răspunsul ei și răspunsul în săptămâna asta fierbeai și îți făceai fel de fel, băi, de ce nu-mi scrie, dar de ce nu răspunde mai repede, dar a venit poșta, n-a venit poșta, o fi murit poștașul, nu mai m-a uitat deja poveștile acelea de iubirile de vară, de la mare și așa mai departe. Nu mai ai reprezentările sociale pentru povestea asta și atunci e, băi, cum, azi avem WhatsApp-ul. Da, totul se Despre întâmplă ce scrisori vorbi? Eu am și făcut o experiență ca asta, cred că acum 5 ani, cu studenții de la jurnalism. Era în sală patru cupluri de care eu știam. Știam pentru că ei ținuseră să facă evident faptul că-s cuplu. Și am spus, băi, știți ce faceți? Faceți un experiment, o săptămână, nu vă sunați. Nu vă scrieți pe e-mail, nu vă scrieți pe WhatsApp, absolut nimic. Scrieți-vă scrisori. Vă scrieți-vă scrisori, luați și puneți-vă gândul și inima pe un pix acolo și scrieți o scrisorică de o jumătate de pagină. Două au zis, domnul profesor, n-am rezistat, au zis, pa, la revedere. Schimb un cuplu, care ulterior înțeleg că s-au și căsătorit, și a spus, domnul profesor, noi ne-am redescoperit relația. Noi n-am știut că ținem atât de mult unul la altul. Da, pentru că v-ați pitit în spatele unor emoticoane. Ori în momentul în care scrii, pur și simplu, ești sincer, ești, nu știu, e acel Orwell, povestea Da, asta a old style, scrisului de exact. mână, știi? Da, mă rog. Da, Da, nu, alte altă vremuri, lume, altă lume, altă altă lume, vreme, alte corect. vremuri, asta e, ne adaptăm, trebuie să ne adaptăm cumva. Tu ești și doctor în filozofie, deci filozofia s-a lipit de tine perfect, așa, e fost Da, nu cumva, toată, nu nu toată. toată, dar
părți din ea. Dar acum mai studiez pentru un alt doctorat, nu? Băi, ăsta cu științele politice, da. Da. Dar pentru... de ce ai mai faci un doctorat? De ce ți-ai simțit nevoia să mai... Pentru că îmi plac provocările. Îmi plac clar provocările, iar zona de care mă ocup în... în științele politice e o chestie care m-a fascinat dintotdeauna, anume modul în care regimul comunist și regimurile comuniste în general, dar cel românesc în mod special, au construit dușmanul. Modul în care ai întotdeauna nevoie de un dușman și modul în care acest dușman s-a reconfigurat în istoria comunistă a României. Am noi o lucrare, dacă vrei, de științe politice. În sensul e la tar, granița. E mai mult de teoria ide-, da, istoria ideilor, da, mai mult de istorie a ideilor. Și vreau să intru în arhive, deși nu sunt un arhivar, nu ca un istoric pur sânge. Da, da. Nici nu am acea abilitate de a umbla foarte bine în arhive. Dar am intrat în arhivele de la CNSAS. Mă interesau în mod special arhivele de la Direcția de Propagandă a Comitetului Central și am dat peste niște chestii acolo de te scrântești. Nu ne putem imagina modul în care aparatul propagandistic gândea această strategie de incredibil. Cred că este și foarte aproape de noi și nu suntem pregătiți, da, poate. Incredibil. Pentru că poate peste, nu știu, 50 de ani, când generații de altă vor studia, fără să aibă, cum spui tu, cu studenții tăi o reprezentare exactă sau câte cât o experiență personală legată de asta, va fi mai, da, mai simplu pentru ei. Pentru că indiferent cum suntem oameni și ducem acolo niște sentimente în tot ce facem, în tot ce ducem un bagaj emoțional acolo. Da. Despre bagajul emoțional vreau să te întreb, ai zis că în 92 te-ai întâlnit cu o dragoste a ta, o dragoste, da, mare. Radio, cum te-ai întâlnit cu radio? Prima dată în Iași, primul radio din, cred că din România a fost, dacă nu mă înșel foarte tare, a fost Radio Voxte. De unde vine acest Voxte? Cred că colegii mei se vor uita de la Iași și își vor aminti. În Iași sunt mai multe campusuri mari. Cel mai mare este Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu este campusul facultății de fapt Universității Tehnice Gheorghe Iasache, cu cele 10-11 facultăți tehnice, nu știu câte are. Un soi de Grozăvești al Iașului, dar mult mai mare decât Grozăveștiul. Deci Tudor este mai mare. Tudor avea în jur de, în strategia aceea, cum era comunistă, cu 400 de locuri la inginerie, deci nu știu, amfiteate în alea mari, cred că erau în jur de 20-25 de mii de studenți numai în Tudor Vladimirescu, foarte mare. E, și atunci Voxte... Un oraș, ca da, fie, da. Așa, erau era la un moment dat T22, deci T22 înseamnă căminul numărul 22. Cam o treime din Târgoviște. Da, trebuie să-ți imaginezi că T18, T17, care e chiar în facultate acolo, este un P+10, P+10 pe trei laturi, deci era un cămin imens. Și Voxte era vocea Tudorului, se imitea dintr-o mașină, un Volkswagen din acela Transporter, da? Băieții imitau din alee, de pe alea. O mystery machine. Da, o mystery machine cu un castofon electronic rusesc în care intra caseta așa și de derula. Și când și când seara mai deschidea ușa, fiindu-le cald în așa, și am văzut nebunia aia de acolo. Ăștia cu căștile pe cap, cum iar mand acum, cu căștile pe cap, cu microfoane, vorbind și lumea ascultând în cămin. Și am zis, băi, foarte faină faza asta. Eu, având o cultură muzicală foarte solidă și știind foarte multă muzică, de la Europa Liberă, ca orice român care se respectă. Da? Din vremea respectivă. Ascultam Metronom, Europa Liberă, m-am născut cu discuri în casă, cu viniluri în casă, începând de la Phoenix, ce se mai asculta atunci, și muzică populară, bineînțeles, și Dans Pătaru, așa. Și știam muzică, apăruseră revistele de după Revoluție, pe care le citeam cu toții ca nebunii, Pop Rock and Show, ce mai apăruse revista lui Petre Magdin, Metal Hard, și mai multe, așa,
Și a apărut chiar un magazin de muzică în ea, se chema Avalon, și unde apăreau primele casete. Da? Am zis, băi, chestia asta vreau să o fac. Și cred că în 93, am auzit la radio, la Vox T, că se deschide un radio și angajează redactori care se numește Radio Nord-Est. Radio Nord-Est. Și am zis, băi, ok, și merg la concurs. Am mers la concurs cu un coleg de an, actualul director Radio Contact, Radio Kiss FM, Kiss FM, cred, Iași, Sorin David. A fost împreună, am luat amândoi, la mine a fost un examen serios de voce, de intonație, nu știu ce. Iar la mine proba, mi-aduc aminte, în concurs a fost Ovidiu și Monca, a fost redactor șef apoi, Septimiu Sărățeanu, era și el în comisie, ulterior Septimiu Sărățeanu, reporter la Pro TV, Silviu Andrei, actualul director muzical de la, cred că e la Radio 21, nu mai știu pe unde este Silviu, așa, și în generație cu Ionuț Pohrib, cel care face pe da. Radio România Actualități. Pe România Pe el îl Actualități. cheamă Ionuț Pohrib, de fapt, el se prezintă altfel la radio. Am fost în generație cu Daniel Buzdugan, aia a fost generația noastră, oameni care au intrat atunci în acest Radio Nord-Est, care a fost o pepinieră de oameni de radio a Iașiului. Foarte mulți. Deci, numai cei pe care am zis până acum, dar nu, să nu uit vreunul, nu știu. Daniel Buzdugan am zis de el, Silviu Andrei, care a făcut deja carieră și a rămas în radio mult, Ionuț Pohrib. Bun. Și acolo a fost alt level. Deja era spațiu, Nu mai era în mașina. se lucra cu mixer, cu om. Prima mea emisiune a fost despre Janis Joplin. Prima mea emisiune seara, să făceam o emisiune de rock, evident, a fost despre Janis Joplin. Și cred că am făcut un an și jumătate, 2 ani. Am stat în Radio Nord-Est. Nu era vorba acolo de salariu, de ce spun studenții. Nu, nici vorba. Nici nu cred că am luat bănuți vreodată de la Radio Nord-Est, mi-aduc aminte să fi luat. Dar acolo am învățat ce înseamnă editare pe bandă, ce înseamnă playlist. Și vorbeam de examen. Și Ovidiu și Monca, mi-aduc aminte, m-a întrebat, zice, băi, o întrebare de baraj. Care este singura piesă reggae pe care Led Zeppelin o cântă? E șocant pentru cine spune Led Zeppelin reggae. Da, există o piesă, într-adevăr, pe albumul 4 al Led Zeppelin, se numește Die Erbsen. Acest Die Erbsen este o piesă cu ritmul reggae. Da, nu este în stilul lui Led Zeppelin, știi? Dar eu fiind Led Zeppelin de la Moțu Pitiș, de pe Radio România Tineret, Moțu iubea Led Zeppelin-ul, știam, aveam toate albumele Led Zeppelin, le ascultasem, știam pe din afară Led Zeppelin, așa a fost. Și după asta s-a înființat în Iași și a apărut Radio Contactul. Radio Contactul, unde am plecat cu Sorin împreună. A fost o despărțire grea de Radio Nord-Est, dar Contactul a fost primul radio din România care a venit cu reguli. Radiourile în România se făceau după ureche. Fiecare intra, tapiurile, jinglele erau făcute, era o nebunie, nu exista nicio. Contactul a venit cu piese care intră la fix, cu știri care intră la fix, cu vocile care intră. N-ai voie să vorbești peste artist, pe intro, nici nu. Și ne gândeam noi vreodată că nu poți să vorbești decât pe acea bucățică de la început. Și acolo am lucrat cu Liana Stancio. Am lucrat cu Liana o perioadă, deși Liana era la București, era director de. Așa, pe urmă am aflat și noi că patron ar fi unul pe care îl cheamă Tăricianu. Și mai departe. Asta ascultam și noi în studenții. Mai departe, da, contactul. Și apoi a fost o chestie foarte faină. A apărut la Iași un post de radio. A fost o grupă de oameni din contact care au plecat, chestii de discuții, nu știu, amănunte, și care au înființat Radio Hit. Și care a fost pentru Contact cea mai mare provocare. Deci, în momentul în care a apărut în Iași Hit-ul, Contactul a căzut ca audiență în Iași foarte, foarte bun, foarte bun, cu foarte mulți bani. Dar deja intrăm într-o altă perioadă a radioului, Da, îți dai apăruseră seama că îmi povestești acum că ai dat, adică o chestie, na, dacă a urmărești și studenții tăi, că ai dat un examen serios ca să lucrezi un an și jumătate undeva fără bani? Da. Doar din pasiune.
doar din pasiune. Am avut asemenea copii. Am avut asemenea copii. Un lucru pe care rar l-am mai putea face astăzi. Astăzi nu, dar la începutul lui 2000 da. S-a făcut. Mi-l aduc aminte pe Adi Drăgoescu, cred că este acum, l-am auzit la știri pe la Kiss FM, nu mai știu nimic de Adi. În radio, în Puls FM a venit și a stat... Radio Retrgoviștene, că ne-am ajuns aici. Luni de zile venea cu bicicleta de la Răzvad, dormea noaptea, doar ca să-l las să intre pe butoane de la 2 noaptea până la 4, când mă gândeam eu că nu-l aude nimeni și el face nu știu ce. Până într-o noapte când am avut curiozitate, zic, băi, hai să-l aud ce face copilul ăsta, ce face. Mi-am pus ceasul să sun la 2 noaptea, l-am ascultat pe Adi Drăgoescu pe radio. Băi, am rămas uimit, am zis, băi, copilul ăsta știe radio. A doua zi deja l-am dus și a început să lucreze. Dar Adi a făcut, nu că s-a, deci nu știu dacă s-a ținut cineva de mine, Sky în halul ăsta să vrea să învețe radio cum a fost Adi. Dar astăzi nu s-ar mai întâmpla așa ceva și nici radio nu mai nu mai nu, nu vorbim mai radio, cred că e greu să se întâmple în orice domeniu. Da, da. Bine, și radio ăsta pe care noi am și lucrat împreună în aceeași structură, tu erai la radio, eram la ziar, că la White. Povestind despre cum ai luat tu contact cu în studenție cu radio și eu cu ziarul tot în studenție, tot pe bază de Benefol, că ne-am hotărât noi studenții să facem o revistă. Uh-huh. Deci nu mai știu cum Dumnezeu nu mai știu cum o finanțat, cine că o ieșea pe hârtie, o tipăream acolo. Da. Nu mai știu exact care era. Acum am reușit să scot. Să mă gândesc că nu mai știu. Că nu era vorba de o contribuție a universității sau asta, pur și simplu mergeau, avem și erau și colegi care mergeau după sponsor, în orice caz, una peste alta, scoteam o revistă acolo și scriam și o revistă aia acolo. Grozav. Era o inițiativă a noastră, că dacă tot ne petreceam sunt experiență. Da, eu am și acum articolul pe care l-am publicat prima dată în revista Timpul, revista facultății la Iași. Un articol recenzat de profesorul Afloraie, m-am uitat peste el, este un articol nu prost, foarte... Hei, la experiența de astăzi! Baberam acolo și într-o bună am întrebat pe domnul profesor, dar zic, cum i-ați dat voi articolul ăsta să iasă? Că nu e cai vers pe pereți, adică era o chestie acolo cu filozofia lui Schilling, a lui Fichte, eu pasionat de filozofia germană, mi-au plăcut filozofii germani întotdeauna, Schilling și Fichte, dar și Hegel. Și zic, cum de-ați dat drumul la povestea asta? Și nu, nici m-a interesat articolul. Păi nu m-a interesat potențialul. Vedeam acolo că e dorință de a scrie. Da, mă uitam acum la reviste, trebuie să fac ceva cu ziarul ăla, că s-a îngălbenit. E deja da. Păi are 30 de ani. Are 30 de ani, cât de curând acum. Și zici că faceți la Valahia o revistă a studenților? Nu, am scos-o, domnul profesor Coandă, aici recunosc, domnul profesor Coandă s-a implicat pe cursul de conceperea și elaborarea ziarului. A reușit să scoată un ziar cu studenții de la anul 2, anul 3, din ce a avut el acolo. Tipărirea a făcut-o la o editură sau la o tiparință a unui fost absolvent al nostru din Teleorman, așa, și m-am uitat peste revistă, e ok, copiii scriu, deci sunt unii dintre ei chiar cu pană și mă bucură când văd asta, nu mai vorbesc despre Daniela care Claudia Badea, colega noastră de la care mi-a trimis, și de la municipiu, care mi-a trimis zilele trecute articolul ei despre o altă interpretare a Genezei, care mi s-a părut excepțională. I-am și scris, am spus, băi, foarte, treci peste faptul că ai rupt multe canoane și dar până la urmă asta este menirea unui scriitor, să iasă un pic din canoane. Da, Claudia este un tânăr nemaipomenit. Și mai este în partea Roxana Clopotaru. Sunt copii pe care îi descoperi și când știu că copiii ăștia mi-au trecut prin mână și nu știu ce îi fi învățat sau ce nu îi fi învățat, dar știu că la un moment dat le-am dezvoltat dragostea asta pentru cuvântul ăla scris acolo. Eu sunt mulțumit ca și... Da, păi Claudia de ceva vreme zice, mă mai întreabă și sau mai vine cu propuneri pentru revistă, pentru municipiul Târgoviște și de curând a venit, zice, eu mă gândeam și la, zice, nu știu dacă, nu știu ce, dar ce zici de domn profesor, așteptam așa, zice, ce profesor propune Tibiciulei,
Zic, dă-i drumul, ce mă mai întrebi? Dă-i drumul, da. Asta e întrebarea pe care mi-o pui tu. Stai așa. Mi-e drag de ei, când îi văd performând. Zilele trecute am citit de un, cred că la voi am citit, în ziar, de un fost student al nostru. Băi, eu nu mi-l aduc aminte pe copilul ăla decât ca fiind un zmucit. Dar un copil foarte, avea un ceva al lui și aud că este acum DJ, are propriile creații prin Spania. Da, da, da. Am citit, da. Da. Și am rămas uimit. De Daniel. De Daniel, deci nu mi-aș fi imaginat, el oricum era o figură aparte. Daniel Petrariu. De Petrariu. Petrariu. Și mixurile lor din Ibița. Da. În radio, deci, în Ibița. Daniel era o figură aparte în an. Asta știu sigur. Nu foarte iubitor de carte, deci asta era clar, dar avea un ceva al lui care mă făcea, venea și foarte volubil, foarte, dar n-am știut care veleități de DJ. Nu, asta chiar nu știam. Da, este recunoscut și chiar mixează pentru niște radiouri și niște chestii din Ibița, da, unde da, e crema mixajului ăsta de petrecere, de distracție. Nu orice Gheorghe ajunge să fie emis în Ibița. Claudia este autoarea tot și materialului cu Daniel. Da. Și când ai peste studenți de tipul acesta pe care îi vezi performând, am studenți acum care îmi spun că lucrează în echipa de management a emisiunii Bravo ai Stil, și spun, pă bune, deci sunt studenți care ies mult din competențele mele, din aria mea de competențe, eu și stilul, e ultimul lucru la care m-aș gândi aici vreodată. Aici nu e vorba de stil, ci de... Da, ca idee, deci potențialul. Da. Și asta îi spuneam și Claudiei, pentru că la un moment dat mi-am dat seama de un lucru și vorbeam și cu colegii de la altă facultăți de jurnalism. Dincolo de cunoștințele strict, o sensul de jurnalism, care știm foarte bine, se pot deprinde imediat, ai venit într-un platou, într-un studio, într-o săptămână, două, fac on de radio din tine. Le spuneam copilor, băi, lucrul cel mai important la un post de radio este vocea. După care, dacă ai o bază, fac om de radio din tine în două săptămâni de zile și fac om de radio ca lumea. Cu condiția că atunci poate să ai un bagaj de cunoștințe, de lecturi. Deci să știi că în momentul în care ai deschis gura, omul pricepe ceva. Ori degeaba știi tu să filmezi, degeaba știi tu cadrul american, degeaba știi tu plan strâns, dacă tu ești... Că nu merge. O să vezi, dacă nu poți face performanță în zona asta. De ce? Pentru că n-ai acel ceva pe care ți-l dă acel profil al intelectualului. Băi, să fii creativitate, imaginație. Imaginație, da, și asta vine dintr-un alt tip de lecturi. Mă rog, colegii nu sunt foarte de acord cu mine de la alte universități. Spun, domnule, nu, el trebuie să fie acolo. Nu e așa. Eu zic că nu e așa pentru că se vede, au performat în jurnalism oameni care vin din afara jurnalismului. Foarte mulți. Fără să fie avut cunoștințele astea. Chiar foarte mulți. Da? Foarte mulți dintre, cum spuneai și la actori, sunt foarte mulți actori care n-au făcut studiile. Da, pentru că este o disciplină. Foarte mulți jurnaliști care n-au trecut niciodată pe la școala de jurnalism. Este o meserie pe care eu aș trece în rândul vocaționalelor. Da, deci ai vocație pentru ea și atunci ai vocație. Există, bun, știm unde punem titlul, știm cum începem ziarul, cum punem paginația, cum facem lucruri. Nu le inventăm noi, nu reinventăm roata aici. Exact ce spuneam în radio, nu vorbim peste actrist. Avem acele 10 minute, 10 secunde de intro, pe alea vorbim. Nu mixăm piesă de rin 4 pe piesă de rin 3, să le facem creierii zdrențe la ascultători. Nu. Da, dar dincolo evident de... că sunt reguli, că în orice... Da, dar dincolo de asta... Pe care să nu le poți învăța fără o școală de specialitate. Sunt niște reguli care dacă îți place sau dacă ai chemare, le înveți... Da. Nici nu știi că le știi, de fapt. Da, da. Că da, asta da, descoperi de multe ori. Sunt de bun simț, unele sunt de bun simț, adică... Știi? Și atunci de asta le spuneam, de fapt... Domeniul mare în care se integrează și științele comunicării și științele politice sunt științe social-politice. Asta înseamnă că un jurnalist bun, băi, trebuie să aibă un minimum de cunoștință de filozofie politică, să știe la un moment dat să aibă cunoștință de beletristică. Mai aud și eu pe la radio, pe acolo, niște copii cu niște afirmații și niște dume de zici, ma, de unde a scos-o pe asta? Adică e clar că acolo sunt goluri mari. Da, sunt goluri de lectură și alea nu le mai refaci. Nu te mai apuci la 21 de ani să citești literatură de specialitate sau să vezi care a fost rolul lui Carol al II-lea în
România modernă. Și problema, uite, cum ne spuneau nouă profesorii la facultate, noi fiind arheologi. Istorici. Așa, istorici, da. Măi, copii, eu sunt conștient de faptul că voi nu o să țineți minte toți anii ăștia niciodată, sigur, nimeni nu poate. Dar atunci când cineva o să te întrebe, tu în 10 minute să știi unde să cauți, să-i dai răspunsul. Este orientarea în bibliografie. În bibliografie și ca asta ne-a și folosit în viața tuturor celor din generația aia. Mă uit la colegii mei care ți-am spus, toți fac arheologi. Toți sunt ok. Sunt ok, sunt orientați, știu ce să facă, unde să caute, ce să caute. Știu și ce să caute de la viață, ce vor de la viață, ce să caute de la ea. Aici e o problemă. Această orientare în viață. Dacă faci ce-ți place și dacă ai zvâcul ăla un pic și ai și o bază pe care să te... Că într-adevăr, sunt și în orice meserie sunt multe informații pe care n-ai cum să le acumulezi, n-ai cum să le știi, dar să știi cum să le găsești în așa fel încât să le poți folosi eficient. Da. Cum spui tu, sunt mulți, într-adevăr, care intră într-un domeniu sau altul și nu au baza asta și nu au nici conștiința faptului că nu au baza, că și aici e o problemă. Conștiința faptului că nu știi și că sunt, și ceea ce nu știi, nu vorbești. Da. Adică, nu știi, e bine să ocolești, să te axezi pe cele 10 lucruri pe care le știi. Este cel mai important amendament al Constituției Americane. Dreptul la e un drept de care e bine să uzitezi de cele mai multe ori. 5 sau cum zic ei? Da, amendamentul 5, vestitul amendament 5 al Constituției. Da, tăcerii. Nu, așa cum spuneam și Claudia în final, doamne, nu rata șansa să taci. Dacă ai șansa asta, fă-o. Nu deschide gura doar ca să... Da, e o șansă de a tăcea, chiar... E un dar. Chiar extraordinară de foarte multe ori. Vezi, noi am avut contact cu lumea asta a presei într-o formă sau alta. Vorbim de cea locală, nu vorbim de... Întotdeauna am făcut diferența între presa locală și presa națională, sunt lucruri total diferite, iar eu am o încredere sporită și față de presa locală, că asta este baza, aici oamenii și cum le spun mereu tuturor, de aici la Târgoviște eu pot să spun orice despre prim-ministru, pentru că nu mă întâlnesc niciodată cu el. Nu-l cunosc, el nu mă cunoaște. Asta este mare diferență între... Adică presa este o componentă vie și a societății, dar nu se poate rupe de ea. Nu poți să fii independent de ce e în jurul tău. Ești o parte a unui întreg. Dar noi am cunoscut pe plan local niște vremuri în care... Cum spui, erai la radio, te trezeai la 5, veneai pe bicicletă doar să te auzi. Cum am fost noi la ziar, am dormit în redacție pentru că era zăpadă și că trebuia să vedem dacă cei de la Lazuri își fac sau nu meseria ca să plecăm noi noaptea să ne înzăpezim pe drum, să vedem dacă au dezăpezit ăia. Dar am dormit pentru asta în redacție ca să vedem noi cum se dezăpezește noaptea, dar am rămas cu mașinile că nu se dezăpeise. Da. Sau presa scrisă când era acolo căsuță la ziarul ăla tipărit pe care colonda a lucrat împreună, în care spunea așa, responsabilitatea pentru ceea ce scrie aparține strict autorilor. Sigur. Și autorii sunt Crina Zanfirescu, ăla, X, Lavinia Oprescu, Roxana așa. Mosor. Așa este. Și atunci când era cuvântul scris și tipărit, n-aveai cum să-l mai iei înapoi. Că fiecare cuvânt pe care l-ai așternut acolo pe hârtiuța aia, trebuia să ți-l asumi. Corect. Noi suntem astăzi într-o zonă în care toate astea au dispărut. Da. Și aici este zona online. Adică dacă ai un telefon și intri în live pe Facebook, deja unii se consideră chiar a fi jurnaliști, unii și într-adevăr sunt formatori de opinie mulți dintre ei. Foarte mulți. Sunt urmăriți foarte de oameni, mulți. Chiar dacă foarte mulți. Omul nu mai pune cum punea pe vremea noastră, hai că zic că suntem avem 100 de ani, dar așa este, pe vremea noastră, trebuie să-l și cunoască pe cel care Ăsta este un aspect și al doilea aspect este că acea bucurie de a citi textul, de a citi textul scris îl face și de a asuma identitatea, realizează la un moment dat o stare psihologică între lector, între cititor și propunător, să spunem așa, și textier, și asta face ca la un moment dat fiecare să se simte responsabil față de celălalt. Adică, mă aduc aminte, imediat după Revoluție, erau oameni care erau pro tipul de jurnalist pe care îl făcea Ion Cristoiu,
găina, da, cu trei picioare, cu găina cu trei picioare, și oameni, da, care spuneau nu, spuneau oameni, băi, oameni, da? Erau oameni care îl apreciau pe Tinu, Dumnezeu să-l odihnească, da, oameni care spuneau, băi, nu, Tinu are o poveste, da? Astăzi, Cristoiu încă trezește tipul ăsta de despărțire, să spunem așa, în piață. Controversă, da. Da. E, asta pentru că ești asumat. Ești asumat în momentul în care semnezi un text și este textul tău și ți-l asum ca atare, și ți-l asum ca atare, cu bune, cu rele, poate așa ai gândit în momentul acela, dar cu respectând acea acuratețe jurnalistică de care ai nevoie, ți-a asumat. E, cititorul tău la un moment dat are o relație cu tine tocmai prin această... E, pierderea acestei identități care este în spațiul în online, pentru că în spațiul online te poți numi cum vrei tu. Da. Da? Facem o pagină, ne numim cum vrem, ne batem joc de oricine, beștelim pe oricine, a doua zi nu ne mai beștelim pe oricine pentru că ne-am schimbat identitatea, nu mai creează acest connecting. Sau pur și simplu dispare pagina, da, da, n-ai, da, unde să o... E, și atunci nu mai există acest connecting între cititor și, și textier. Nemai existând connectingul ăsta, cititorul nu se mai simte responsabil, dar nici textul nu se mai simte responsabil. Da? Responsabilitatea este doar a momentului. A venit, am dat momentul, a ieșit, am dat bomba, m-am întors, la revedere. Mâine dau alta. Asta nu-i jurnalist. Dar se pierde și încrederea între cele două părți. Sigur. Pentru că și cititorul are încredere că alea trei rânduri sunt, da, da, corecte. Tu, sau da, sunt corecte din punctul relației dale cu el, pentru că el știe exact ce opinie ai tu până la urmă. El nu mai știe, știe, da, opiniile tale. Asta e ca în Statele Unite. Da. Ca Statele Unite, dom'le, eu revista X, eu revista X, voi fi republican, da, în aceste alegeri. Bun. Voi fi republican. Ok, gata. Așa am spus mereu, că există o paletă. Eu spun mereu, mai mă ceartă multă lume care habar n-are cum merge treaba. E o paletă, aveți chiar libertatea să alegeți. Nu există o singură publicație, nu avem scânteia ca să o citiți toți. Da, da, fiecare clar știe, dacă ai suficientă dorință de a vedea cine este cel, poți să-ți alegi ce să citești, când să citești, cum să citești. Este o libertate. Numai că nu mai există această dorință sau această capacitate nici din partea cititorului. Da. Deci s-a pierdut cumva, da, cu păi, totul. Tocmai, nu știu care va fi viitorul. Cititorul, exact, cititorul nu mai știe ce citește. Aici e problema. A apărut acest concept care mie îmi place foarte tare de... gândire fast food, de tip gândire fast food, și atunci cititorul, știind că mare parte din ceea ce este în piața media fie este influențat politic, fie este fake, fie este făcătura nu știu cărui serviciu, fie nu știu ce, atunci începe și are o reacție din asta de, față de orice vine din zona asta. Orice vine din zona asta. Ori presa se întâmplă în România, după părerea mea, că pățește același destin pe care l-au pățit mai toate instituțiile. Uite-te în jurul nostru, da, și da, o să vezi că la ora actuală nicio instituție nu mai are credibilitate. Instituția medicului, să fim serios, nimeni nu mai crede în ea. A fost în perioada pandemiei când erau eroi noștri. La începutul pandemiei. Da, când erau eroi noștri, dar nu mai sunt. Da? Chiar am urmărit evoluția acestei... Instituția profesorului nu, da, mai e. Îi vedem pe ăștia că nu știu ce fac cu studenți, cu elevi. Și aici la început ce... e, vorbim de primele clase, acolo, da, da. Toți părinții sunt nebuniți după învățători. Da, după care da. Totul la început e ok. Și instituția parlamentarului, a politicienilor, nici mai rău să mai discutăm despre asta, da. Același lucru se întâmplă și cu instituția omului de presă. S-a ajuns, deci nu mai are nimeni încredere în... Da, și asta spuneam, până la urmă și jurnalismul, gazetarul are același destin. Acum nu știu dacă este, oricum nu-i bine, aceasta este clar, că nu, bine nu este. Dacă m-ai întrebat de soluții, habar n-am, nu știu, nu cred. Lumea trece printr-o nebunie de modificări, o serie de modificări substanțiale, cum să spun eu, fundamentale. Nu suntem pregătiți pentru multe dintre ele, nu știm cum să reacționăm și îmi fac impresia că de multe ori improvizăm pe toate domeniile, improvizăm și ne adaptăm. Mi-aduc aminte cum începuse pandemia, da? Către finalul ei am început să pricepem și cei cu virusul ăla și cei cu aia. Unii și cei... Unii dintre noi. Da. Dar la început era o nebunie, noi, da, era un bas, da, toată lumea, aș dădea cu toată lumea, era virusolog. Adică mâine, dacă am început altă pandemie, ar fi același nebunie. Nu cred că da, am învățat. Probabil. Aici cred că e problema, că nu prea învățăm nimic din nimic. Numai... Poate nu mai avem și capacitatea de a învăța așa din experiență, da, din lucruri trecute. Că, exact ce spuneai tu, pentru că s-a pierdut una dintre... calitățile învățământului în general, vorbesc, nu punctual,
dincolo de dobândirea de cunoștințe, era acea dobândire de aptitudini și de capabilități. De acea capabilitate de a sintetiza, de a abstractiza și de a generaliza, de a fi capabil să lucrezi cu concepte. Ori conceptele, la un moment dat, te duc către esențe, știi? Și a ști ce să faci cu ele. Ori noi, la ora actuală, din toate punctele de vedere, suntem la nivelul superfluului. Da, era, uite, de exemplu, am la facultate, în primul an, am plecat din liceu, clasicul, că noi am făcut atunci, după Revoluție, metodele clasice, trebuia să înveți asta, era de învățat, asta. Ne-am dus în primul an de facultate și am avut un curs la care profesorul ne-a cerut să spunem ce sunt, adică la nivel să facem o globalizare cumva și să spunem, să vedem în timpul în care în Transilvania se întâmplă asta, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă acolo. Băi, eram, deci ne-a picat tavanul ăla în cap. Da. Cum adică? Stai puțin. Cum să facem? Pentru că nu eram deci nu avusesem abilitatea asta de a înțelege lucrurile în legătura dintre ele și lucrurile la o scară mai mare. Adică noi știam colo, dar nu le conexasem niciodată între ele ca să știm că colo era un domnitor, colo nu era, colo era o... Deci a fost așa pentru noi, deci ce nu spun, deci toți am zis, bă, dar ăsta e chiar alt dracu ăsta, da. Mă, adică. După care am înțeles încet, încet că lucrurile nu stau în punctul ăsta, ci că sunt multe puncte și multe ramificații. Sigur. Și numai că, vezi, am avut niște profesori care au vrut să ne învețe asta, au vrut să ne învețe că lucrurile nu se întâmplă, deci nimic nu e buricul pământului și lucrurile totdeauna se întâmplă într-un cerc mai mare și mai mare și mai mare și mai mare, că noi trebuie să învățăm nu numai ca să știm niște lucruri, ci să avem abilitatea de a învăța toată viața, de a reține niște lucruri, de a înțelege și de a înțelege fenomene. Chiar dacă era numai istorie, de a înțelege fenomenul ăsta și de a avea o dragoste pentru... E ceea ce se numește acum, așa aud, numindu-se, e un curs pe care îl fac studenții, în general, în majoritatea universităților a fost introdus acest curs. L-am văzut și în preuniversitar folosită expresia de gândire critică. Și este nou must-have al învățământului. Era must-have și cu 20 de ani când am făcut gândire critică și am auzit încă unul de starea de bine, de tot așa, de starea de bine. Dar asta cu gândirea critică, faptul că ideea aparține de adevăr profesorului Dumitru de la București. În momentul în care gândirea critică devine obiect de studiu, înseamnă că sistemul de învățământ acceptă, recunoaște că avem o problemă în dezvoltarea gândirii critice. Corect, da. Ori dezvoltarea gândirii critice era o consecință firească a fiecărui curs, a fiecărei note de curs pe care o faci. Da. Celor 16 ani de școală pe care îi făceau. Adică nu. Oricând gândirea critică devine ea însă și obiect de studiu, înseamnă că recunoaștem că avem o problemă cu gândirea critică. Ori că începusem cu handicapurile și cu pierderile generației și caracterii, asta este o mare pierdere. Pierderea acestei capacități de gândire critică în favoarea unei gândiri de tip fast food este o mare problemă. Mi-aduc aminte tot așa de în facultate, avem profesor care uneori venea și spunea, sunteți 60, că făceam și muzeologie și arheologie și eram mai mult și artă, eram 30 pe fiecare și... 30 cu 36, 90 eram de fapt, era și la muzeologie și aveam cursuri și cursuri comune, adică aveam așa era structurată Universitatea de la Alba Iulia, erau niște, un corp comun de cursuri pentru toată lumea care făcea și muzeologie și artă și istorie, da. Și apoi fiecare aveau și corpuri comune și de adevăr se făceau în amfiteatrele mari și mergeam cu toții la și zicea așa, băi, dacă unul din voi e interesat de ce spun eu aici, eu sunt mulțumit. Deci înseamnă că eu n-am venit degeaba asta. Dacă măcar unul dintre voi. Da. Deci oamenii erau... Și de a ști că asta ne făcea să ne simțim vinovați. Pe mulți dintre noi ne făcea să ne simțim vinovați. Era parcă era vorba de fiecare dintre noi că nu suntem, că nu ne interesează. Deci ne dădeau așa un sentiment de... Cumva de vinovăție, că parcă nu făceam tot ce trebuia ca să... Era ca un reproș general. Și de el nu cred că o făcea un reproș. Pur și simplu, chiar asta credea. Că era interesat ca...
mesajul lui să ajungă la noi, la unul dintre un noi mod, măcar. E un mod al profesorului de a se monta pe sine. Da, exact. Dar mulți dintre noi o vedem așa ca pe o cretină, era și rușine, parcă simțeam așa că, nu suntem ce trebuie, dacă omul ăsta simte nevoia să ne spună mereu. Dar era, nu știu, o altă lume. Ți-am spus, mi-aș dori pentru copilul meu, pentru Diana, să întâlnească mai departe genul ăsta de profesor, de abordări. Acum îi place foarte mult și este cumva într-o lume din asta care e exact cum e lumea pe care o dorești fiecare profesor pentru, fiecare părinte pentru copilul lui, fiind la liceul de artă, la clasa de desen, și are acolo copii care au interese comune și preocupări comune, profesori care sunt mai apropiați decât celelalte medii, pentru că lucrează cu ei, sunt pe grupuri, pe fiecare știe, ăla pune mai multă culoare, ăla știe mai bine cu creionul, ăla hașurează mai bine. E deja o altfel de lume. E un liceu în zona artelor, un liceu cu performanțe. Eu știu că am moderat la un moment dat o emisiune cu olimpicii Târgoviștei și spuneam atunci, o susțin și acum, de fapt, olimpicii aceia nu-s meritul sistemului de învățământ, ci meritul profesorilor cu care au lucrat și al părinților și eforturilor pe care părinții pentru ei făcut. Ca și viitori adulți. Și acolo mi-aduc aminte că liceul Bălașa Doamna venea cu foarte mulți copii foarte buni. Foarte mult înseamnă pentru dezvoltarea lor ca oameni, nu știu câți or să fie artiști sau arhitecți, dar ca pentru ei ca și indivizi așa, e foarte frumos. Dacă ar fi E cam cum era liceul pe vremea noastră. Tu știi că e ceva mai apropiat. Tu ai observat o chestie și la începând de la România au talent până la Zdob și Zdub și dăm exemple până la Stratan și cine mai vrea, Ozon și cine mai vrea. Te-ai văzut ce talent vine din Republica Moldova? Da. Știi din ce cauză? Eu am vorbit cu un băiat care e în Târgoviște de 20 de ani. Vorbim de lupii lui Calancea. Tot timpul sunt uimită de și sunt uimită și emoționată. Sigur. Mie îmi place, uite-te la ultimul concert Eurovision de Zdob și Zdub a venit cu o piesă genială. Fantastic. Ca mesaj. România și Moldova, adică atâta curaj militant pentru o trupă într-o țară aflată cu Rusia lângă ea, să vii să cânti asta la Eurovision, mie mi s-a părut extraordinar ce a făcut acolo. Explicația poate veni și din faptul că în general din Republica Moldova, încă la ora actuală, pe sistemul care era odinioară, este obligatorie studierea unui instrument. Orice copil din Republica Moldova face ceva din domeniul extracurricular. Faci instrument, faci dans, faci chitară, faci ce-i face tu, dar faci ceva în afară. Și asta dezvoltă competențe. Știm foarte bine în pedagogie. Da. Orice pedagog mare va recomanda ca copiii în primii ani de viață, maturi de după 8-9 ani încolo, să înceapă să facă un instrument. De ce? Pentru că este singura activitate în care creierul discriminează în același timp 3 până la 4 descriptorii, impulsuri. Citește partitura, o interpretează, este atent la mișcările locomotorii în același timp și are și partea de creație. Nici o altă activitate nu provoacă atât de mult personalitatea. Ori asta duce la dezvoltarea personalității. Da, sunt foarte invidioasă când văd toate trupele astea în Republica Moldova. Foarte bune. Și toate orchestrele mari cu 90-100 de... Adică chiar mereu mă gândesc, bă, da, chiar noi nu mai avem 100 de oameni talentați. Avem, cred că avem, dar nu sunt... Nu pleacă de undeva talentul, că nu poți să te trezești la 30 de ani să fii un talent. Trebuie să plece de mic. Și atenție, cumva, vorbim despre o țară cu 4 milioane de locuitori. Da, deci și toți sunt fantastici, adică sunt extraordinari. Zile trecute am văzut un concert, o bucată dintr-un concert de la Podcoava de Aur, orchestra lui Bodgros cu lupii lui Calancea. Lupii lui Calancea, foarte. Pare, și noi, mi se pare și o masă de folclor românesc. Pe extraordinar. Într-adevăr, reinterpretat într-o manieră în care să placă și tinerilor ca sigur, să vină. Sigur, nu. Că, și asta e o chestiune, trebuie să le aduci totuși tinerilor cumva folclorul într-o manieră accesibilă. S-a spart urechile. Zrăcit, cred că zrăcit, nu știu ce Dumnezeu. Deci trebuie să le aduci folclorul într-o manieră accesibilă și tinerilor. Ce să mai... Până la urmă, ăsta e scopul. Suntem pe final. Am povestit noi doi, oricum
mai mergem la o cafea, mai povestim mai departe, ca să nu să nu ținem toată lumea aici cu noi. Pe final vreau să vorbim așa un pic despre un lucru pe care îl faci, care nu are nicio treabă nici cu filozofia, nici cu profesoratul, nici cu radio, nici cu alergi. Ei, uite, spune-ne nou aici, recunoaște tu aici, cum ai ajuns tu să alergi, și nu vorbim aici să alergi, eu un alergăru, dar nu vorbim așa să alergi între, după tramvai, între două blocuri până la piață. Deci alergi în mod profesionist. Acum două zile, sâmbătă am avut, fost la Brașov semi-maraton, unde a venit pe 10. A venit pe locul 10 la categoria mea de vârstă. Te poți bate. Dar când te-ai apucat să alergi așa? Întotdeauna. Întotdeauna ai avut... Asta le spuneam și... Eu nu te știu pe tine mai tine. Toate generația poate n-am știut eu că... Păi nu, eu am făcut sport de performanță în generală și în liceu. Făcut atletism. Dar nu pentru că făceam eu atletism, ci toată lumea făcea ceva. Da, aveam colegi care au făcut box, am avut colegi care făceau rugby. Dacă poți să crezi, am avut coleg de liceu care făcea rugby la o echipă de aici din Doicești. Deci era rugbyist. Pot să cred, pentru că tocmai avem un campion național la Oină, o fetiță. Deci pot să cred. Și aici aveam, în Târgoviște aveam un coleg, aveam un coleg de liceu care făcea bob. Făcea bob, mergea de două ori pe săptămână la Sinaia, la antrenament, la bob. Nu mai e pista. Nu mai e pista, da. Deci era bobist. Pe fete nu mi le aduc aminte că a făcut sport din liceu. Cred că volei se făcea ceva. Așa. Nu era nebunia mare cu basketul pe vremea asta. Handball, da. Handball se făcea. S-a mers, până am avut colegi care au mers cu Arti, cu Găiești până la nivel de divizia națională. Unii dintre ei sunt sportivi, sunt antrenori la ora actuală la cluburile din Târgoviște. Și, deci toată lumea făcea sport. După care plecatul în facultate a însemnat sfârșitul sportului de performanță. De fapt, armata a fost cea care mi-a întrerupt. Eu n-am prins loc la Steaua. Am avut colegi care au plecat la Steaua. Probabil dacă aș fi ajuns la Steaua, m-aș fi dus mai departe cu performanța. Dar am avut colegi care au plecat la cluburile mari din București, la Steaua, la Dinamo, au prins cluburile mari și au continuat, deși nici ei n-au continuat ca sport. În România nu faci treabă mare cu chestia asta, cu sportul așa. Și după, în paralel cu chestia asta, în liceu, tu știi, distracția noastră erau munții. Aia era, luam chitările în cârcă, rucsacele și nu știu. Și în paralel cu asta schiam. Am schiat de prima mea pereche de schiuri, cadou, a fost primit în clasa a patra. Clasa a patra, am avut prima pereche de schiuri, povești cu ele. Mă rog. Și atunci, de fapt, marea mea iubire și marea mea poveste în toate chestia asta sunt munții. Ei sunt cei care mă mișcă. Tot ce e legat de muncă îmi place, de munte îmi place. Că e schi, că e cățărare, că e orice îmi place. Iar această alergare montană am descoperit-o în discuții cu băieții care fac treaba asta, Marius Popescu, cu Geo Badea, așa, și am zis, băi, zic, e o nebunie, dar zic, de ce aș face asta? Până când am descoperit că povestea asta îți asigură energia necesară ca pe omul să poți străbate munții cum nu îi străbăteam în alt dat. Ok, asta a fost la început. Da, asta e... De câțiva ani, relativ recent, că știu... 5 ani. Deci alergarea... Da, curând s-a apucat, n-are... Jojo, amândoi am vrut la un moment dat să mergem la un concurs la 7500, la un ultramaraton. Și când ne-am dus la primul antrenament, neștiind cu ce să mănâncă povestea asta, crezând că e o chestie în care alergi, cum alergi pe pretutindeni, pe jepii mici, pe urcarea pe jepii mici, ne mișcam picioarele cu mâna. Eram înțepeniți. N-am crezut că poate să existe un efort atât de mare pentru care și noi eram pregătiți fizic. Da, nu. Și de acolo, în manieră competitivă, a început să-mi placă atmosfera de acolo, a început să-mi placă. Și știi ce se întâmplă? Existența unui concurs de tipul acesta mă determină întotdeauna să mă antrenez. De multe ori găsim motive să nu ne antrenăm, să nu facem mișcare, să cunosc. Nu... Da. Eu le știu pe suntem toate. Campion la găsit toate motive. Toate motivele le știu. Poți să mai inventez și genul să... Da. Nu se știe. Și atunci, păi uite, sâmbăta viitoare este concursul organizat de Geo în Bucegi, un concurs la care el ține foarte mult și pe care n-a reușit el să-l promoveze foarte bine, dar lumea îl știe, atinge omul. Este o cursă destul de dificilă, la peștera, la omul dus întors. Hai că întorsul este, dar dusul, ai zice, băi, l-aș face ușor. Dar vreau să spun că recordul la fete, deci de la peștera,
Imaginează-ți până la vârf omul cât crezi că s-a făcut. Nu știu. Denisa Dragomir, 53 de minute. Iar ca băieți este un tip de la Steaua care a făcut peștera omul în 37 de minute. Există și recordul negative ca să mă pot... Nu, există niște timp limită, niște timp limită pe care dacă nu e atins te descalifică. Deci există niște teia. Deci n-are rost să mai mă... Și atmosfera aceasta de alergători, oamenii cu care te întâlnești, cu care stai de vorbă și provocarea. Și pe am văzut că pot. Când am alergat primul meu ultramaraton de 60 de kilometri, acum 3 ani, la Bran, 11 ore și jumătate, am zis că nu mai fac asta. Nu, e prea mult. Am 50 de ani totuși, nu. Nu, e prea mult, nu. Ultramaratoane sunt. La Subcarpați acum, Subcarpați a fost pe 14, cred. Am alergat un maraton de 45 de kilometri cu 2000 de metri diferență de nivel. La un punct, la unul dintre punctele de hidratare, mi-a zis cineva, măi, trage că ești pe podium, deci ești de așa. Am ajuns la final și l-am întrebat pe Mișa, cel care ține cronometru, zic, Mișa, pe ce loc? Să zice, băi, ești pe 4, te-a bătut Dinu. Zic, n-are cum să mă bată Dinu. Zice, uite-l acolo. Dinu fiind un tip de 73 de ani, care m-a bătut cu 16 minute. Da. A avut 16 minute. M-am dus la el, l-am felicitat. Omul sportiv de performanță la viața lui, fost campion, dar 73 de ani. Și am zis, doamne, știi ce mă bucură foarte tare? Dacă la 73 de ani m-ai bătut, înseamnă că mai am cel puțin 20 de ani de alergare. Da, și de... Se poate. De performanță maximă. Da, deci se poate. Deci omul la 73 de ani a luat medalie. A luat medalie la categoria noastră de vârstă, la ăștia, dinozauri ăștia. La dinozauri. Eu sunt extraordinar de admirativă la adresa oamenilor care fac sport. N-am reușit încă, dar... Mai am până la 70 de ani. E mult să te îndrăgostești. Crede-mă, creează dependență. Na, să zicem așa, am cum câțiva ani abia am învățat să not și îmi place să not. Deci oricum... Foarte bun. N-am avut niciodată velite sportive. Mama mea, în schimb, a avut. Mama a fost un sportiv cu medalii în școală, cu ciclism, cu astea. N-am moștenit chestiunea asta de la mama. Dar, uite, 73 de ani mai am. Mai am ceva până acolo. O să creeze dependență, deci o să vezi, că, o să-ți placă. Deci poate că cine știe ce campion o să fiu la 70 de ani, nu știu. Există. La un sport. Mai ales că mă gândesc că este și pe vârstă, pe astea va fi concurența mai mică la 70 de ani. Am mai multe șanse decât acum, că vom fi mai puțini acolo să concurăm. Există un medic, da, să spun că e o comunitate, ne știm totuși, ajungem la un moment dat să ne știm. Se numește Ciulei Elena, este din Brașov, are 65 de ani, medic stomatolog și la 65 de ani bate tot. Deci este locul 1 unde se duce, n-alergă maratoane, alergă semi-maratoane, probabil. Am văzut-o și la un maraton alergând, dar nu s-a simțit bine și a zis, băi, nu, dacă să mă duc la... Are 65 de ani, medic, m-am întâlnit cu ea pe creasta Făgărașului, absolut întâmplător, fumând. Și tu fumezi. Și sub vârful Viștea Mare mi s-a părut că o cunosc, zic, da, vă știu de undeva, dar zice, nu ești brașoveancă. Și după cum am cunosc, zic, nu sunteți doamna Ciulei, ce ba? De acolo, și de acolo a venit povestea cu maratonul și da, Ciulei Elena o numește și... A fost și ușor să-i țin minte numele. Da, nu știu, adică mi-ai dat o speranță așa, că nu... Nu, recomand. Uite, asta e un subiect despre care, vorbind despre lucrurile de din afara cursului pe care le abordez cu studenții mei, îmi place să abordez acest subiect al mișcării și al grijii față de sănătate. Nu recomand diete și povești de asta, nu. Asta sunt niște nebunii. Dar un pic de atenție la micolea și un pic de mișcare o recomand oricând. Oricând. 30 de minute în fiecare zi, cât se poate acolo. Și nouă, și iluzia asta că o să... Cât se poate facem acolo. Găsim o dietă minune și nu lasă-ne există. Iluzia asta. Ei, trebuie să credem și noi și în asta povești. În ceva, nu? E marketing. E marketing. Nu, nu e marketing. Da. Nu există. Mă rog, eu vreau încă să cred. Așa că nu. Tibi, îți mulțumesc mult de tot. Eu am povestit mult, da. Că noi oricum ne cred place să vorbim. Suntem jurnaliști. Da. Oricum... Eu presim că ne mai vedem, mai avem și alte povești pe care nu ne-am spus sau ne mai întâlnim și în alte ipostaze. Le mulțumesc și celor care
aleg să se uite la podcastul nostru, care aleg să citească revista municipiul-târgoviște.ro, unde găsesc povești despre locuri, oameni și povești despre municipiul Târgoviște și despre oamenii lui, și gazetadâmboviție.ro, unde găsesc știri din județul Dâmbovița. Vă mulțumim tuturor, să ne revedem cu bine. La revedere!